Hei, hei, hei! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube, numele meu este Larisa și astăzi începem un daily vlog de weekend. Este sâmbătă dimineața, băieții încă dorm, m-am furișat afară din casă să mă duc la sală pentru că programul era altul pe weekendul acesta. Johnny trebuia să aibă un prieten care să dormă la el, dar din păcate Johnny a fost bolnav în ultimele două zile, trei, și a trebuit să amânăm sleepover-ul, adică băiatul ăla care doarme la noi. Și în mod normal, dacă el dormea la noi, îți imaginezi că nu mă trezea dimineața și primul lucru, hai la sală, că trebuia să fiu cu băieții. Dar, dat fiind faptul că s-a schimbat programul, mi-am schimbat și eu programul, să mă să fac puțină mișcare, pentru că am nevoie. În ultimele trei zile numai am fost, ce vrei să mănânci? Asta? Bine, hai să ți-o fac sau să ți-o comand. Când ajungea, nu mai pot să mai mănânc asta, că mi-e rău, mi-e greață de la ea. Numai din astea am făcut, deci știu că, da, mi-e milă de el, că nu se simte bine, că nu le face din adins, dar numai asta am făcut și e bine să ies puțin din casă să schimb ce văd în jurul meu și să fie timpul meu cu mine, pentru mine. Și pe urmă m-aș duce să cumpăr niște pâine și să vin acasă să fac micul dejun. Acum să văd dacă mi-e toate astea și atunci avem o dimineață bine începută. Mâine este ziua tatălui în America. Am sincer, nu știu dacă peste tot, prin toate țările, că am văzut că și Anglia are ziua mamei în același timp cu America, nu știu dacă și alte țări au ziua tatălui, dar ziua tatălui e mâine în America și John tot timpul el nu vrea niciun cadou, îl întreb ce vrei, nu știu, că lasă că zic, că trebuie să mă gândesc, e genul de persoană când vrea ceva își cumpără și pe urmă nu are nevoie de nimic. Bine, ar vrea o casă, o mașină, nu știu, din astea. Chestii scumpe. Nici nu știu dacă ar vrea o mașină, dar na. Chestii imposibil pentru mine de cumpărat sau de care nu am buget. Așa că am invitat-o pe învățătoarea sau babysitterul lui Johnny, care vine din timp în timp. Dar n-am mai avut un date night de mult timp, n-am mai ieșit în oraș doar eu cu John și am invitat-o să vină astăzi să stea cu Johnny după amiază și să-l scot pe John în oraș de ziua tatălui și mâine vedem ce vrea să facem. Dacă vrea să facem alte chestii. Așa că ăsta e planul. Nu știu ce fac după amiază, dar spre seară știu că ieșim în oraș și mâine iară nu știu care e programul. Vara asta, leitmotivul este nu știu ce fac. Eu care sunt cea mai mare planificatoare și îmi place să am totul așezat pe foaie, nu știu ce fac, dar asta este, mergem înainte. Da, așa că ăsta e programul. Mergem la un restaurant japonez. Foarte interesant din downtown, din centrul LA-ului. În centrul LA-ului este o zonă care se numește Mica Tokyo, Micul Tokyo. Și acolo este și restaurantul și au și o chestie vegană foarte interesantă, așa că sper să-i placă, după care mergem la un film. Dacă te întreb ce am făcut dimineața asta după ce am venit de la sală, asta am făcut. Am mâncat micul dejun și pe urmă am început cu Johnny să ne jucăm cu Lego-urile. Și asta a făcut timp de mai bine de o oră. Am construit acest magazin Lego, foarte fain. Pe mine mă relaxează construcția asta de Lego-uri. Și îmi place că Johnny mă lasă și pe mine să fac din seturile lui. Da, cam asta e și asta e construcția lui Johnny. Am fost la sală, suntem în dulap, trebuie să fac puțin ordine pe aici, dar nu o să fac astăzi că nu am. Deci trebuie să plecăm în jumătate de oră. Trebuie să-l sluji pe John să fiu sigură că e în drum spre casă. Și mă gândesc cu ce să mă îmbrac. O să mergem după cine o să mergem la film. Deci cine asta s-ar putea să țină două ore. Sper să nu țină două ore pentru că am ales să mergem și la un film și n-am vrut să merg la 9 seara, am vrut să merg la 7 ca să fiu în pat pe la ora 10. Așa că să vedem. Nu pot să mă îmbrac prea de vară. Dar nici prea de iarnă. Prea de vară după aia o să fie frig la cinema, prea de iarnă o să fie cald înainte. Deci nu știu cu ce o să mă îmbrac. Aș lua asta, dar tot am purtat aia, nu? Fusta aia, am purtat-o ceva timp. Cu ce să mă îmbrac? Probleme, când ai prea multe, nu știu cu ce să te îmbraci. Am fost la sală și am alergat, am făcut un antrenament și la sala la care merg eu, cum funcționează sistemul? Este jumătate de oră cardio și jumătate de oră ridicat de greutăți. Și se împarte clasa sau grupul de oameni în două și prima,
primul grup face la începutul clasei jumătate de oră de cardio și pe urmă greutăți. Poți să-ți alegi la început ce vrei să faci și eu tot timpul îmi aleg cardio la început și pe urmă ridicat de greutăți. Și la cardio a fost alergat pe bandă, cu banda înclinată și am mars foarte. Avem o îmbrățare specială care funcționează doar la sălile astea. Și am ars 624 de 24 sau 27. De obicei ard între 500 și 550, ceva de genul ăsta. Am fost și eu uimită când am văzut cât de multe calorii am ars, dar a fost bine. A fost cu un antrenor care e poate trebuie să mă îmbrac așa frumos că e ziua tatălui, cu un cu un antrenor din ăia original de care de când s-a deschis sala și mi-a plăcut foarte mult pentru că toți ceilalți antrenori care au fost la început s-au schimbat și mi-era dor de originalii pentru că, nu știu, îmi place mai mult. Parcă știe ce face și parcă și când o să-mi fie frig o să pun asta și o să-mi port espadrilele și poate și geanta asta pe care stați voi aia cu moara sau ceva cu flori și putea să port și asta. O, am văzut că cei de la Onokan au scos o geantă în culoarea asta, dar zic, nu-mi iau o geantă acum. Dar mă bate gândul, au scos pastel și cel mai mult îmi plăcea asta mov. Că norocul până m-am trezit eu, că a fost postată la ora României, m-am trezit eu și m-am uitat pe site, deja era sold out. Dar o să-ți las link în descriere dacă vrei să te uiți la Onokan, e un brand românesc care face gențile în România. Am și o geantă de la ei și mi se pare că calitatea e foarte bună. Asta e geanta mea de la ei. Dar au scos acum geanta, au un model care se numește Rita, care mie îmi place și mă gândesc de mult să îmi iau una și din aia. Și chiar sunt făcute în România, chiar de calitate. Și când am văzut-o pe aia pastel, așa m-am gândit la ea mov, dar nu mi-am luat. Că acum e precomandă, că a fost sold out, deci l-a cumpărat toată lumea, pe toate care erau deja făcute și am zis că nu dau precomandă, că așa nu știu ce fac vara asta, unde sunt. Nu vreau să ajungă pachetul să se piardă, dar modelul Rita e diferit de asta. Ok, gata, hai să mă îmbrac. Am revenit, mă duc la piață în dimineața asta cu Constanța. Ui, ce-i scumotul ăla? Prietena mea Constanța, care are un salon de frumusețare în LA, de fapt în Beverly Hills. Mă duc la ea la masaj facial și la tratament facial și nu locuiește departe de mine și a zis că vrea să merg la piață cu mine, așa că mergem la piață împreună, cred că vrea să-și ia pâine. Și aseară nu am mai revenit pentru că am ajuns târziu pentru mine, la 9 și jumătate acasă, pe la 10 deja eram în pat. Am avut opțiunea de a alege între
fie să avem un cină rapid, rapidă, de vreme, sau una târzie. Filmul la care am vrut să mergem era fie la 6.40, fie la 9:15. Și dacă mergeam la 9:15, pe la 11:30 cred că ajungeam acasă, la 12 mă culcam eu la ora 12 noaptea să mă culc, nu fac asta. Și ne-am dus la cină, pe la 5:30 am început să mâncăm, am fost la un restaurant japonez în micul Tokyo și a fost foarte interesant, e cunoscut pentru faptul că bucătărea sa de sushi, tipa care deține restaurantul, a fost prima bucătărea sa de sushi din America și încă lucrează acolo și deține localul și au un meniu special pentru vegan cu 7 feluri de mâncare, nu-ți imagina că toate sunt mari, sunt micuțe, unul singur e mare și anume hot pot-ul, care e o supă în care pui legume și le fierbi și sincer, supa, zeama în sine, nu m-a dat pe spate, însă legumele erau foarte interesante, de la multe ciuperci, la niște verdețuri, am încercat niște verdețuri foarte interesante, o să văd dacă le găsesc la piață, că este o vânzătoare japoneză. Și a fost foarte interesantă experiența asta. Pe urmă, adică la un moment dat i-a zis John, că nu mai pot să mai mănânc, dacă poate el să termine, n-am terminat tot hot pot-ul, a fost foarte multe legume. A fost foarte interesant și pe urmă am mers să vedem un film, tot în centru, la un cinema și se numește The Hitman, cred că se găsește pe Netflix, că e un film de Netflix, făcut de Netflix și mă gândesc că e și pe Netflix. De ce am ales să vedem în cinema un film care poți să-l vezi pe Netflix? E pentru că lui John nu-i place să uită la filme pe televizor, lui place cu marele ecran. Și John e genul de persoană care îi place să stea în primul rând la cinema. Ca norocul pentru el, nu mai erau alte locuri libere decât în primul rând și am stat acolo așa, lui i s-a părut dumnezeiască experiența, i-am zis rămân așa cu gâtul, dar așa îi place, ca norocul scaunele se lăsau așa pe spate. Și da, pe urmă am venit acasă, am făcut un duș și somn, copilul a fost fericit, a stat cu doamna, cu fosta lui educatoare de la cealaltă școală, vine din când în când. Nu știu de ce n-am mai ieșit cu John în oraș, cred că tot am fost ocupat și așa mai departe și am uitat și e atât de fain să ieși doar cu soțul. Îl iubim pe Johnny, dar ne întrerupe, ne vorbim de... E fain să... Nu știu, i-am zis, parcă asta e prima noastră întâlnire, așa, vorbim de... Nici nu știm despre ce să vorbim, e așa de plăcut și de interesant, chiar mi-a plăcut. Ne-a prins foarte bine, am zis că ieșim și weekendul viitor. Partea interesantă a fost la locația asta. În Statele Unite, de fapt în California, s-a introdus chestia asta că sunt băi de gen neutru. Și de obicei, dacă te duci la un local, au trei tipuri de băi. Baie pentru femei, baie pentru bărbați sau baie de genul neutru. De obicei aveau și băi pentru familie și cred că alea pentru familie le-au transformat într-o baie de genul neutru. Ei, la cinemaul acesta nu aveau decât baie de genul neutru pentru toată lumea și era o baie mare. Chemsul John după film că vreau să mă duc până la baie și zice... El fusese înainte de film și ce vezi că e de genul neutru. Și mi-am dat seama, adică imediat cum am intrat în baie, unul își închidea șlițul. Ok, e ok. Poți să-ți văd șlițul, poți să te văd cum îți închizi șlițul. Dar ce, asta mi s-a părut periculos, în special în LA, unde lumea folosește droguri și crima e destul de mare. Mi s-a părut destul de periculos, adică eu pot să ies din toaletă de acolo și să mă împingă unul direct înapoi. Cine mă ajută? Că sunt videouri din astea pe internet, că țip după ajutor și nimeni nu te ajută. Dacă John era afară să mă aștepte, eu nu m-aș duce acolo. Adică... Și a fost interesant că John nu și-a dat seama de pericol. Eu n-am înțeles ideea. Eu i-am spus când am ieșit afară, zic, eu băile astea nu le folosesc când tu nu ești afară să mă aștepți. Pentru că mai bine fac pipi pe mine, sincer, decât să risc în LA. Și... Asta e chestia, că dacă baia aia ar fi în Montana, aș fi total... Ok, există crimă și acolo, dar nu la fel de multă și e altceva. Adică chiar în Montana, chiar și pe Johnny las de multe ori să ducă unul singur în baia de bărbați, du-te și te aștept afară. Pentru că am mai multă încredere în LA, n-am încredere să fac asta, îmi pare rău. Da, mi s-a... Înțeleg, nu sunt împotriva băilor de gen neutru, dacă vrei să ai un alt tip de baie, e cu totul ok, doar că să le transformăm pe toate și mi-am zis că e mai ieftin pentru ei decât să facă o a treia baie, mai bine să unească băile și să zică că toate, sau că e una singură și e de genul neutru. Aș avea într-o parte, că puteai să duci în stânga și erau pișoare, așa le zice, nu? Pentru bărbați.
Și în partea dreaptă erau toalete. O singură chestie care a fost bună, că de obicei în Statele Unite toaletele când te duci, există, nu sunt până sus construite, sunt așa, ca niște cabine de duș și poți să vezi deasupra, dacă te ridici de pe toaleta de lângă, te ridici pe toaletă, poți să vezi în cealaltă parte. Și nici jos, adică și jos există spațiu. Ei, aici, într-adevăr, erau făcute din cabinele de toaletă, dacă pot să le numesc așa, erau făcute din pereți normal, eu știu din ce fac, din cărămidă, din lemn, din ce fac, erau de sus până jos și uși normale și deasupra și de desubt nu era spațiu. Adică, că primul instinct a fost că m-am pus să mă uit sus, că poate să fie cineva care e, nu care vedea cine știe ce, dar e vorba despre siguranța ta, adică până la urmă vrei să ai intimitate în baie, la toaletă, nu? Așa că nu mi-a plăcut experiența asta. Așa că trebuie să fiu pregătită, să fiu tot timpul, dacă asta e o opțiune, să am grijă că dacă se transformă băile așa, dacă nu sunt cu cineva care să mă aștepte afară, nu e ok să... Nu știu, nu mă simt în siguranță în LA să le folosesc singură. Dar asta a fost singura observație, gata cu vorba, mă duc că probabil că Constanța deja mă așteaptă afară și mergem la cumpărături. Care au aici pistrui, alea sunt cele mai dulci. Atunci când au pistrui, sunt dulci. Asta e zahărul din ele. Mi-a zis și mie un vânzător. Thank you.
Am ajuns acasă cu toate cumpărăturile și cel mai fain moment, tot timpul zic asta, în toate notipurile zic asta, cel mai fain moment la piață au apărut pepenii galbeni și pepenele roșu. Din păcate, pepenele ăsta roșu nu are semințe. Îmi plac pepenii roșii cu semințe pentru că au gust mai bun, mai dulceag, orice îl face. Când ori inventat ei să le ia semințele, mare greșeală. Și semințele de pepene roșu sunt foarte sănătoase. Am luat niște cireșe, dude, cred că e ultima săptămână de cireșe și dude, căpșuni extraordinar de bune, smeură. Pe urmă, am luat un matcha cu căpșuni. Mi-am luat și eu și Constanța 1 și extraordinar de bun. Are puțin zahăr, dar foarte, foarte bun la gust. Pe urmă, am luat colțunaș cu legume. Asta o să mâncăm la prânz. Ha, știi cum îmi plăcea mie humusul ăla cu conopită? Ei, am trecut la o noua mea obsesie și anume humusul cu anghinare. Un deliciu, am luat 3, să fiu sigură că am. Tot de la tipa care vindea matcha, avea și acest tiramisu. Toate produsele cu tiramisu au lapte. Dar am luat unul mic lui Johnny, este cu Oreo și ube. Pe urme, roșii, yum! Ciuperci, pleurotus și mai un tip de pleurotus, pentru că ciuperci. Ador ciupercile, știai asta? Da, știai. Pe urmă, bok choy, am luat o pungă, cartofi noi, avocado, 3 prune, astea se numesc boysenberries, care e un fel de amestec între mure și smeură, extraordinar de bune. Nectarine, uite la nectarina asta, uite ce fain, zici că e o pasăre. Așa, am luat niște ramen, pe urmă zucchini, castraveți. Nu aveau pepeni galbeni mai mari, însă Johnny adoră pepenii galbeni. Ai vis să-i cumpăr din magazin pentru că, în primul rând, părțile astea din exterior poate să contamineze tot felul de bacterii, E. coli și așa mai departe. Trebuie spălați foarte bine și când îi cumpăr de la piață, sunt 6 mai mici de asta și, în al doilea rând, e gustul. Gustul cu astea de la piață nu se compară și s-a învățat minte. Acum, când avem ceva în frigider, i-am oferit un pepene roșu, că l-am cumpărat săptămâna trecută și chiar avea gust bun. Și ăsta e de la piață? Nu, nu vreau să mănânc. Deci a devenit așa. La gustare i-a plăcut, dar nu la fel de mult. Și aștepta să apară pepenii galbeni. Un morcov. Asta e o verdeață. Nu știu dacă e aceeași verdeață care am mâncat-o aseară la restaurant, dar era o doamnă care vindea chestii japoneze. Așa că o să încerc. Și pe urmă am luat o pâine house și o una ciabata cu măsline. Cam asta este haul-ul meu. Foarte multe fructe. Știi că legumele le mai pot cumpăra, broccoli și așa mai departe, pot să le cumpăr de la magazin, dar fructele chiar au un gust deosebit dacă le cumpăr de la piață. Prânzul de astăzi, pâine de la piață cu măsline. Am aici humusul, pe urmă două sosuri pentru căluștele astea cu prune. Cu prune. Pentru colțunașii ăștia cu legume, pe urmă salată, pepene galben și aici am două din astea fripturi care sunt făcute doar din ciuperci cu condimente. Și cam asta e prânzul. N-a fost greu, foarte rapid să îl prepar, dar na, sunt toate chestiile proaspete de la piață. De ziua tatălui am venit să ne plimbăm cu bicicletele. Din păcate, John are pană la bicicleta lui, așa că o să trebuia să o facem curând, nu știu cum o să fie. Dar ăsta e planul din această după-amiază. Pe bicicletă, în jurul lacului Hollywood, din păcate, ce mă bățui! Nu pot să merg jos la lac, dar pot să merg împrejurul lui, e cu gard, așa.
Da, tot e faină experiența și e fain că nu sunt mașini pe aici. Au aici un loc special pentru albine și se numește Hollywood Air B&B, B Hotel. E un joc de cuvinte, dar nu văd nicio albină pe aici, nu știu. Albinele nu prea par interesate de acest Airbnb, dar ideea e drăguță. What's happening? Ce-ai pățit? Ai obosit? S-ar putea să-i auzi pe băieți în sufragerie, practică, exersează la pian. Ar trebui să fie ziua tatălui mai des. Mai în fiecare lună, de exemplu. M-am simțit extraordinar de bine. Stai că bine să tușesc. Și eu și John, foarte bine. Ceea ce arată că suntem amândoi pe aceeași lungime de unde ne place să facem cam aceleași chestii și din cauza asta. Dar da, ți-am zis că vine tusea. S-a simțit bine atât ieri, cât și astăzi. După amiază am fost în plimbă cu bicicletele. Din păcate, el a aflat că are pană la roata din față. Și am luat doar bicicleta mea și a lui Johnny și ne-am dus în jurul lacului Hollywood. Dar am făcut cu schimbul. L-am lăsat pe Johnny să facă cercuri când vede că merge prea departe de noi. Și mai eram eu pe bicicletă și John alerga și am făcut schimbul. Sincer, mai mult a alergat el. Dar a zis că vrea să fie mai în formă la alergat, să exerseze mai mult, așa că nu știu dacă a zis asta pentru că n-a vrut să ia bicicleta mea, dar, na, în fine, a zis că s-a simțit foarte bine și a părut că s-a simțit foarte bine și pe urmă ne-am dus și am luat mâncare etiopiană de la restaurantul etiopian pentru că ăla e favoritul lui și pentru că eram cu bicicletele, bicicleta mea era pe acoperiș, pe acoperișul camerei, mașinii. Și ne era frică că o fură cineva, așa că am luat la pachet și am venit acasă și am mâncat. Înainte să închei vlogul, vreau să-ți povestesc despre o întâmplare. Deci o să fac o pauză de la a cumpăra chestii de peste ocean sau din străinătate, pentru că numai peripeții am avut de la geanta cu care am avut peripeții din Anglia și cu returul ei. Ei, acum o lună de zile am comandat o rochie din România, de la Mira Mira. Și mi-a ajuns într-o săptămână, fără nicio problemă, perfect, n-am avut nicio treabă. Ei, pe urmă, am mai lansat Ludmila o colecție și mi-am mai comandat o roche. Ca norocul nu mi-am cumpărat 3, că ar fi fost potopul. Că am vrut să-mi iau 3, dar am zis că, știi, încerc anul ăsta să-mi cumpăr doar 12 obiecte de îmbrăcăminte noi și am zis să nu-mi cumpăr toate hainele acum, din colecția asta de vară. Asta a fost norocul meu, pentru că am fost contactată de la cei de la UPS că trebuie să plătesc taxe vamale de $146 pentru roche. Roche care a costat $180 plus $40 transportul. Și i-am sunat și a zis că nu, că valoarea obiectului e de $995. Și zic nu, e valoarea de $995. După care am încercat să intre în contact cu agentul de vamă care mi-a făcut sau cu, cum îi spune, în fine, toată povestea asta s-a rezumat la faptul că chiar dacă Ludmila mi-a trimis și o factură în dolari pe care le-am trimis-o lor și nu, tot au zis, am ales să plătesc taxele vamale pe roche pentru că mi-era frică că dacă nu plăteam taxele vamale rămânea undeva la UPS și n-aveam nici rochea, nici eu, nici Ludmila, nici banii nu mai mi-i primeam înapoi. Și era păcat de ea. N-am scos-o nici acum din cutie să o încerc, că am dragi pe rochea respectivă, cu toate că mi-am dorit-o și o să fie ok. Dar, din păcate, nu o să mai pot să mai comand din România dacă încep să adauge taxe în astea vamale. Eu am știut că orice chestie importată în Statele Unite din Europa, dacă e sub $2500, nu plătești taxe vamale. Nu înțeleg chiar și dacă ei credeau că are o valoare de $995,
de ce mi-au adăugat o taxă atât de mare. Din păcate, nu e rentabil. Nu știu dacă se întâmplă la toate comenzile, pentru că vezi că la comandă cu o lună înainte nu s-a întâmplat. Dar nu e rentabil să plătesc aproape aceeași taxă precum valoarea obiectului. O să deschid coletul la un moment dat și o să încerc, dar sunt dezamăgită. Sunt dezamăgită de taxele astea care nu înțeleg de unde vin și de ce apar. Dar da, cam asta este situația. O să fac o pauză. Mai am o comandă plasată la Ami Amalia cu... comandată, nici nu mai știu, la începutul mai. Sunt curioasă când ajunge aia, dacă o să mă încaseze din nou exorbitant pentru ea. Habar nu am ce o se întâmple. Dar parcă nici nu abia aștept, că mi-este frică. Dar da, așa că o să fac o pauză de la a plasa comenzi din România. Ceea ce îmi pare rău, pentru că sunt anumite companii, în special Mila Mila, care le ador. O să mai comand rochii de la ea? Da, o să mai comand, dar când vin în țară și să fie livrate în România și să mi le iau eu de acolo, că așa nu e rentabil. Adică plătesc taxe aproape cât e obiectul, așa... Nu, chiar nu e rentabil, din păcate. Așa că, da, eu cea care care îmi place să susțin afacerile române și să vorbesc despre asta, o să fie doar atunci când vin în România, din păcate, pentru că nu funcționează, nu se mai poate așa, adică nu pot să plătesc. În fine, m-am plâns suficient, dar da, asta e noua. Bine, am și eu probleme din astea de... cade lumea peste mine. Dar, da, vreau să părtășesc cu tine pentru că știu că am urmăritoare care locuiesc în Statele Unite sau în Canada și care mă mai întreabă de cum să comand de acolo, cum să comand de aici, deci fii atentă, dacă vrei să comand, s-ar putea să ai de-a face cu asta. Și mi-a scris o fată din Argentina, o urmăritoare din Argentina, care și a pățit la fel, și a refuzat să plătească taxele vamale, din cauza asta nu am refuzat, pentru că atunci rochia s-a pierdut și n-a putut nici să-și primească banii înapoi, nici Ludmila n-a primit rochia înapoi, a fost o chestie așa. Din cauza asta am zis, ok, acum am doar o opțiune, fie să mă cer cu cei de la UPS și am încercat. Și am încercat și am explicat și le-am arătat, dar nu înțeleg. Adică pe ei nici nu prea interesează, pentru că până la urmă ei zic că guvernul face asta, taxele, vama le încasează, ce interesează pe ei. Asta fi cât ei au livrat coletul, pe ei nu-i mai interesează. Și nici n-am vrut să aștept prea mult și să nu-mi livreze coletul și să mă cert cu ei, pentru că mi-era că returnează brochia sau că se pierde coletul. Așa că am zis, asta e, mi-am făcut-o cu mâna mea, acum știu, m-am învățat. Așa că să știi și da... Urmăritoarea din Argentina mi-a zis că la ea s-a pierdut coletul și nu a primit nici banii, nici rochea, nici n-a plătit nici taxele, deci se putea și asta întâmpla, așa că am ales să nu. Dar cam asta este vlogul de weekendul acesta. Păi da, am filmat doar sâmbătă și duminică, aș filma și mâine, însă vreau să încep un 7 zile din 7 cu mine și da, nu l-am început vineri pentru că vineri Johnny a stat acasă, da, a stat acasă. A, că nu ți-am zis asta cu Johnny, că a avut febră 2 zile și vineri, că nu n-am mai avut să febră de 24 de ore și vineri dimineața am zis, hai că ne îmbrăcăm și mergem la școală. Și l-am îmbrăcat și s-a dus la bai. Nu, am mâncat micul dejun, s-a să spele pe din și a vomitat. Și am zis, ok, nu mergi la școală, că n-am știut. A vomitat din cauza că și-a pus perița de dinți în gură diferit, din cauza faptului că încă e bolnav și l-am ținut acasă. Și sâmbătă dimineața, după ce am venit de la sală, am văzut că avea bubițe pe față și pe stomac. Și zic, oh, poate e rubeolă, pojar sau cum le zice, la toate alea. Și am sunat-o pe doctorița lui și a zis că nu e o iritație de la febră și că să nu-mi fac griji că nu e. Că el e vesel să rea de toate astea și n-are cum să fie bolnav, să aibă rubeolă, rujeolă și n-astea. E doar iritată pielea de la febră. Așa că eram sâmbătă, ok, ne refacem programul, nu mai mergem niciunde de ziua tatălui, nu mai facem nimic, stăm în casă,
în carantină până își revine copilul. Deja eram pozitivă cu un plan, tot o să fie bine. Deci, sunt nu că ciudată, dar am câteodată când o chestie micuță mi umplă paharul și gata, e sfârșitul lumii, când, iar când vine sfârșitul lumii și crezi că vine sfârșitul lumii, eu sunt pozitivă. Tot o să termine cu bine, totul e ok, nu contează că copilul e bolnav și că o să scoatem noi la capăt. Dar da, ca norocul nu are nici rubelă, nici rujeolă, nici pojar, nici una din alea, e sănătos și mâine merge la școala de vară, că are doar 2 săptămâni de școală de vară și săptămâna trecută a mers 3 zile. Săptămâna asta poate merge 5, cine știe. Dar, în fine, începem un 7 din 7, pentru că e ultima săptămână de școală de vară, după care nu cred că o să mai am timp nici măcar să editez video respectiv. Și așa că încheiem vlogul aici, te-am pupat, nu uita să te abonezi, sper că ți-a plăcut și ne vedem data viitoare, și anume sâmbătă, cu un alt video. Te-am pupat, ciao!